toată lumea știe ce este un magnet și în cursul istoriei toată lumea a fost mereu farmecată de această capacitate misterioasă de a trage fierul fără nevoie de un contact fizic. Dar știi de ce un magnet atrage fierul? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că capacitatea de a atrage resurse, lucruri, sponsor, bani este o parte fundamentală a unei performanțe, asta e chiar tema de astăzi. Proprietatea magnetului sunt cunoscute din vremea cea mai antică. Se zvonește că chiar cuvântul magnet se datorează la un anumit oraș din Persia unde se găsea acest material. Și ceea ce nu se știe că au, tocmai pentru capacitatea asta misterioasă de a trage fierul, cuvântul magie are aceeași rădăcine. Deci magnetul e ceva magic. Dar de ce magnetul atrage fierul? Bine, pentru că în mod normal materia are o sarcină electrică, fiecare atom. Dar, fiindcă nu e pusă în mod ordonat, o sarcină electrică anulează cea corespunzătoare. O fac foarte simplu să nu facem lecții de fizică. Deci, în mod normal, în materialul obișnuit, există această sarcină electrică, dar într-un fel dezordinat. În magnet, această sarcină electrică este ordonată într-o direcție. Există o direcție de nord, există o direcție de sud. E o proprietate a magnetului. Partea mai interesantă mi se pare faptul totuși că dacă eu iau o bucată de fier obișnuit care nu are nici o capacitate de atracție și îi pun un fir în jurul lui și trec un curent electric, eu am creat un așa zis electromagnet, adică curentul ăsta extern aliniază toate atome din fier și fierul la rândul lui devine magnetic. Mie nu îmi vine în minte o metaforă mai bună despre capacitatea noastră de a fi magnetici. Adică toată lumea știe ce este un om magnetic, un om carismatic, un om care atrage lucruri, un om care atrage atenție. Acum câteva zile chiar am vorbit despre carisma. E, de multe ori luăm această capacitate ca ceva misterios, ca ceva magic tocmai. Dar de fapt nu este. În exact aceeași fel în care o bară de fier, în momentul în care aliniază sarcina electrică, devine magnetică și atrage, noi funcționăm exact în aceeași fel. Adică, în momentul în care dorințele noastre, parțile noastre mentale nu sunt aliniate, se stau într-un fel haotic și se luptă una cu alta, evident nu transmitem niciun fel de atracție. Dar, cum am spus deja de multe ori în alte întâlniri, în momentul în care noi ne aliniam cumva, iată că avem capacitatea asta magică de a pune în mișca lucrurile. De fapt, alinierea, pentru că asta e cuvântul cheie și de fapt îl voi folosi de multe ori și în contexte diferite, este cheia de orice performanță de top, este cheia carismei, este cheia credibilitate, este crea succesul în afaceri. Deci, în momentul în care noi reușim să alineam parțile noastre interne, noi suntem magnetici. Ok. Dar, întrebarea următoare este, bine, dar cum să alineam aceste parți? Cum? Care ar putea să fie firul electric care ne alinează
parțile noastre interne. Bine, în cazul ăsta, chiar obiectivele sunt cele care ne aliniază. Pentru că în momentul în care eu iau un sistem și aliniez toate parțile, sistemul devine magnetic. În momentul în care intră o firmă, toate parțile, toți angajații și toate resursele sunt aliniate, firma devine magnetică. În momentul în care eu aliniez toate parțile, devin magnetic. Deci, în cazul ăsta, da, eu am vorbit de multe ori despre obiective și despre faptul că nu întotdeauna sunt folosite corect. Dar, în momentul în care, într-adevăr, aliniam, ne alegem un obiectiv, ne alegem o viziune și ne aliniam cu viziunea asta, devenim magnetici și, iar, în sfârșit, legea atracției o să devine, într-adevăr, funcțională și pentru noi. Hai să atragem lucruri frumoase în viața noastră. O zi bună în continuare!